Două dintre colegele noastre, Cătălina Biholar, redactor șef, și Amedea Vițega, editor de imagine, au fost luate prin surprindere de părintele Nicolae Horga, inspector școlar bisericesc. Părintele a fost invitat în platourile televiziunii Intermedia pentru a înregistra un material în cadrul emisiunii religioase Cerul dintre noi. De această dată, părintele Nicolae Horga a fost delegat de înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, să înmâneze câte o distincție de vrednicie celor două colegi ale noastre. Și sunt mesagerul ca să vă transmit mulțumirile și binecuvântările în apra Sfinției sale pentru toată jertfelnicia pe care o aveți în cadrul promovării Cuvântului lui Dumnezeu în aceste emisiuni foarte frumoase care sunt așteptate în fiecare casă de creștin care nu poate să vină la Sfânta Biserică. Și pentru aceasta, atât dumneavoastră, cât și doamnei Cătălina Biholar, în apra Sfințitul v-a premiat cu o distincție de vrednicie, dacă se poate spune așa, și dacă îmi permiteți, vă rog să dau citire acestei distincții de vrednicie. Noi, Pimen, prin Harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, urmând cuvintele Sfintei Scripturii, care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți, 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 5 și 6, conferim cu părintească dragoste distincția de vrednicie domniei sale, doamnei Amedea Vițega, și domniei sale, doamnei Cătălina Biholar, deci doamnei Amedea Vițega, șef, editor, imagini, televiziunea Intermedia Suceava, și doamnei Cătălina Biholar, redactor, șef, manager, televiziunea Intermedia Suceava. Sunt doar editor. Editor. Șef, editor, o să... E bine. Județul Suceava. Ca semn al prețuirii și binecuvântările noastre pentru râvna și dragostea arătată față de Sfânta noastră Biserică. Distincțiile au fost acordate pentru aportul adus la realizarea emisiunii religioase Cerul dintre noi, una dintre cele mai vechi emisiuni din grila de programe ale televiziunii Intermedia. Emisiunea a apărut în 1994 și este realizată de profesorul Doina Ciobanu. Îndrăsnesc.